Un proiect susținut de Check Bank și Jidvei. Dragi prieteni, în rememorările istorice este întotdeauna foarte plăcut să vorbești despre eroi. Din simplu motiv că adesea eroii ne trimit cu gândul la victorii. Este și cazul personajului central al episodului nostru de astăzi. În continuarea prezentărilor generalilor români din primul război mondial, vă propun să recapitulăm astăzi faptele eroului de la Mărășești, Eremia Grigorescu. Viitorul general Eremia Grigorescu s-a născut în noiembrie 1863, într-un sat din județul Galați, în familia cu 4 copii a unui învățător. După ce a făcut gimnaziul la Galați și liceul la Iași, visul tânărului Grigorescu era să studieze medicina. La Universitatea din Iași, el a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Elena, care studia matematica. Dar moartea timpurie a tatălui său și greutățile materiale l-au determinat pe Eremia Grigorescu să abandoneze medicina și să se înscrie la Școala Militară de Infanterie și Cavalerie din București. Cu bune rezultate la școala militară, Eremia Grigorescu devenea la 21 de ani sublocotenent, iar apoi a urcat prin meritele sale toate treptele ierarhiei ofițerești. Capitan în anul 1892, locotenent colonel în anul 1902 sau colonel în timpul războaielor balcanice din 1912-1913. La intrarea noastră în primul război mondial, era deja general de brigadă. Odată cu gradele, au crescut și responsabilitățile. La începutul luptelor, Eremia Grigorescu era comandantul diviziei 15 infanterie, iar din decembrie 1916, el a condus succesiv, în calitate de comandant, corpurile 2, 4 și 6 ale armatei române. În septembrie și octombrie 1916, generalul Eremia Grigorescu s-a evidențiat în cursul primelor două lupte din Pasul Oituz, unde sub conducerea sa, infanteriștii diviziei a 15-a au împiedicat trupele germano-austriece să pătrundă pe teritoriul Moldovei. Pentru meritele sale, generalul Eremia Grigorescu a primit imediat Ordinul Mihai Viteazu. Dar marele merit al generalului a fost acela că el a încercat să înțeleagă tactica armatelor germane și mai ales modul de a gândi al ofițerilor din armatele adverse. În primele 6 luni ale anului 1917, Eremia Grigorescu a fost unul dintre artizanii reorganizării armatei române, în condițiile vitrege ale retragerii în Moldova. A reușit să insufle încredere atât regelui Ferdinand, cât mai ales trupelor sale. Orele de glorie ale generalului Grigorescu au venit în cele 13 zile de foc ale bătăliei de la Mărășești, între 6 și 19 august 1917. Când armata întâia română a respins armata a noua germană, condusă de feldmareșalul von Mackensen. În fața spărgătorului de fronturi, cum era numit Mackensen, Eremia Grigorescu a spus simplu, pe aici nu se trece. Bărbat prezentabil și manierat, Eremia Grigorescu nu a avut succes numai pe câmpul de luptă, ci și în compania doamnelor, precum Elena Negropontes, o tânără în al cărei conac din Oituz, generalul a fost cazat pe timpul luptelor din Moldova. Din această idilă s-a născut un copil. În anul 1918, Eremia Grigorescu a divorțat discret de prima sa soție, Elena, cu care avea 5 copii, și s-a recăsătorit cu Elena Negropontes, pe al cărei fiu l-a recunoscut. În iulie 1917, în pregătirea bătăliei de la Mărășești, Eremia Grigorescu le-a spus soldaților săi, citez, nu numai dușmanul, dar chiar și moartea se dă în lături din fața celui care atacă hotărât. Victorios pe front și stimat de toată lumea,
Eremia Grigorescu s-a stins totuși din viață pe neașteptate în iulie 1919, răpus de gripa spaniolă care făcea ravagii atunci. Locul său de veci este aici, în mauzoleul din Mărășești. Iar morala poveștii noastre este una pe care am mai spus-o. Nu contează viața privată a eroilor din manuale. Ei sunt interesanți prin ceea ce fac ziua și nu noaptea. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria este cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi. Un proiect susținut de Check Bank și Jidvei.